Echipa președintelui nu a fost pregătită pentru preluarea guvernării, iar imaginea instituției prezidențiale a fost grav afectată după ce Curtea Constituțională a anulat decretul Maiei Sandu de numire repetată a Nataliei Gavrilița. Este reacția mai multor juriști și analiști politici care susțin că șefa statului a dat dovadă de un nihilism juridic pentru care va fi taxată. Analistul politic Anatol Țăranu a declarat în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune că instituția prezidențială a pierdut lupta cu Parlamentul pentru că Sandu are o echipă slabă. Echipa Maia Sandu a pierdut două luni. A tereganat, absolut nejustificat. Asta deja putem să spunem. Echipa nu a fost pregătită pentru preluarea guvernării. Și chiar dacă unele sondaje prezintă pasul într-o formulă foarte viguroasă pentru viitoarele alegeri, această situație ar putea să nu se păstreze dacă și mai departe se va merge pe calea tărăgănărilor. La aceeași emisiune, expertul IDIS Viitorul Veaceslav Berbeca afirmă că oponenții politici ai Maiei Sandu nu vor ezita să profite de această eroare a președinției. După mine, pe termen scurt, câștigă în primul rând partidele parlamentare care nu își doresc alegerile anticipate. Experții mai susțin că acum pe Maia Sandu paște suspendarea. Problemele echipei Maiei Sandu, slăbiciunile, au devenit, din păcate, problemele țării și contradicții în societate. Deci, dumneaei, din păcate, s-a văzut că nu este pregătită echipa și are foarte puțini oameni în echipă pregătiți pentru managementul public, pentru administrarea țării. Dumneaei ne mai amenință și cu mișcările de stradă. Deci astea toate împreună ne poate duce la un colaps. Maia Sandu demonstrează un fel de nihilism juridic. Ea se izolează pe scena politică și consideră că este un politician excepțional care are dreptul să încalce regulile de joc și legile țării. Sigur că acest lucru este greșit. Între timp, alți analiști cheamă partenerii externe ai Moldovei, printre care Uniunea Europeană și Statele Unite, să vină cu recomandări și sfaturi, astfel încât să o aducă pe Maia Sandu în albia legalității. Expertul Dionis Cenuș a scris pe o rețea de socializare că magistrații Curții Constituționale i-au spus președintelui ce e de făcut și că acesta trebuie să caute soluții împreună cu Parlamentul. Analistul a precizat că un stat de drept poate fi construit doar prin respectarea prevederilor constituționale, nu prin neglijarea lor.